Ei bine, mai mult de jumătate din pâinea noastră, cea de toate zilele, conține euri, iar un sfert din pâinea feliată nu are specificată valoarea energetică. Sunt rezultatele unui studiu comparativ făcut de Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor și promovarea programelor și strategiilor din România. A fost un studiu care a fost realizat peste aproape 90% din produsele tip pâine ambalate care se regăsesc în supermarketurile din România. Ceea ce este cel mai important este ca cetățeanul să se uite la etichetă, datorită faptului că diferențele între diferitele produse sunt extrem de mari, ca și conținut de euri. Sunt unele care aproape nu au niciun E și sunt altele care au 8, 9, 11 chiar euri conținute în produs. Aproximativ 90% dintre români mănâncă pâine zilnic, fie asociată cu mâncare gătită, fie cu mezeluri sau pur și simplu goală. Asociația pentru Protecția Consumatorilor a verificat etichetele sortimentelor de pâine feliate de pe piață. Peste 50% din sortimentele de pâine feliată conțin euri. 4 dintre produsele de panificație studiate cuprind un număr de 8 euri. Pe primul loc cu 8 euri se află producătorul de miez de toast Caramolegos, urmat de Poiana Soarelui cu 6 euri și de Real Hipermarket Cotroceni, a cărui pâine are un conținut de 5 euri. Ceva mai puține euri găsim în pâinea Velpitar și în pâinea Băneasa. Există totuși un număr mare de produse care sunt fabricate fără euri. Pâinea Benecol de la Dobrogea are un singur E, pâinea Greve nu are euri, de asemenea nici pâinea Cainetaci de la Velpitar nu conține euri și nici Happy Hap de la Titan și cea de la Snack Attack. Cele mai multe sesizări au fost făcute de consumatorii nemulțumiți de diferențele constatate între gramajul afișat și cel real. Din acest motiv, piața a fost reglementată. Este foarte important să ne uităm la gramaj, să ne uităm datorită faptului că în momentul în care comparăm prețul, să fim siguri că prețul este comparat corect și atunci cumpărăm ceea ce este mai ieftin, dacă dorim să cumpărăm ce este mai ieftin, dar nu totdeauna ceea ce este mai ieftin este și mai bun. Au fost foarte multe sesizări din această cauză și la sfârșitul lunii august Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor a luat măsura printr-un ordin pentru a reglementa din punct de vedere al gramajului pâinea, fiindcă erau diferite tipuri de gramaj și din punct de vedere al consumatorului era destul de greu de a-și face, să spunem, diferența între anumite produse care păreau ca și volum identice, dar ca și gramaj erau diferențe foarte mari și astfel cea mai mică pâine pe piața românească poate să aibă 300 de grame, iar creșterea poate să fie doar din 100 în 100 de grame. Pentru copii putem alege o pâine specială cu tărâțe. Mai ales dacă o cumpărăm și avem copii acasă, să avem grijă să aibă conținut de tărâțe în ea, datorită faptului că este mult mai sănătoasă și mai bună. Un alt aspect important este termenul de valabilitate. Din punct de vedere al termenului de valabilitate, iar să fim atenți, cu cât termenul de valabilitate este mai mic, cu atâta conservanții care se regăsesc în produsul respectiv sunt mai puțini. Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor a comparat și valoarea energetică a pâinii feliate. Studiul a relevat că un sfert din pâinea feliată de pe piață nu are specificat pe etichetă numărul de kilocalorii. De multe ori o să găsim pâine pe care scrie pâine cu tărâțe sau pâine cu diferite, cu graham sau altceva, având această prepoziție cu, să fim foarte atenți, fiindcă este cu făină albă în proporție destul de mare și doar foarte puțină tărâță, ceea ce ar putea să ne inducă în eroare în momentul când achiziționăm produsul, de aceea trebuie să fim foarte atenți și să citim eticheta. Cel mai mare număr de kilocalorii se găsește în pâinea Bongrana, toast mediteranean, care are 289 de kilocalorii pe 100 de grame. În aceeași categorie intră și pâinea toast bio, produsă de Smart Food, cu 285,4 kilocalorii și pâinea albă feliată de la Caramolegos. Pâinea French toast cu secară de la Velpitar are cu 264 de kilocalorii, iar toastul alb de la Carrefour are 257 de calorii. La polul opus, cu cel mai mic număr de kilocalorii pe 100 de grame, se află pâinea Happy Hap, felii de toast integral cu 217 kilocalorii. Cu număr mai mic de calorii este și toastul Graham de la Băneasa și pâinea cu secară de la Snack Attack, care are 220 de kilocalorii, precum și pâinea albă feliată de la Real. Există însă și producători care nu specifică numărul de kilocalorii. Datorită faptului că și în România în ultimul timp a apărut acest trend, să spunem, și începe lumea să fie mult mai atentă din punct de vedere al conținuturilor, să spunem, de proteine, calorice, zona aceasta de sănătate, încearcă practic anumiți producători, poate prin omisiuni, să inducă practic consumatorul în eroare și astfel consumatorul să achiziționeze un produs datorită faptului că, să spunem, îi se pare că este mult mai bun sau mai benefic pentru sănătate sau mai ales pentru slăbit. Producătorii români nu sunt singurii pentru care marketingul este mai important decât calitatea. Este un caz celebru. În Statele Unite, la un anumit moment, apăruse carne fără zahăr ca și etichetă. Era o aberație, dar datorită acestui trend în care toată lumea încerca să achiziționeze produse care sunt fără zahăr, zaharul și alte lucruri, încercau să facă, să spunem, un mesaj de marketing mult mai agresiv. Ceea ce este foarte important, consumatorul să fie atent și, nu în ultimul rând, dacă îi se pare orice care este la limita legalității sau care nu a înțeles, poate să facă o reclamație către noi.